acest clip vă voi arăta cum să puneți o miniatură personalizată sau un thumbnail pe clipurile voastre și începem chiar acum. Salut, sunt Ionuta.ro, bun venit pe un nou clip, iar dacă vreți să învățați cum să dominați YouTube și Google, vă invit să vă abonați. A avea un thumbnail personalizat poate însemna un lucru foarte important pentru canalul vostru. A avea un thumbnail care atrage click-uri înseamnă vizualizări, înseamnă oameni care efectiv sunt pe canalul vostru, comentează și așa mai departe și, evident, mai mulți abonați. Pentru a putea să postați totuși thumbnail-ul pe clipurile voastre, trebuie să fiți partener verificat. Pentru a verifica dacă acest canal al vostru pe care urmează să postați clipuri este partener verificat, intrați în studio de creație, intrați în canal, tare și fut și trebuie să aveți această bifă făcută. Dacă nu este, pur și simplu confirmă, o să aveți un buton de confirmă, după care vi se va deschide această pagină. Bifați dacă vreți să primiți un apel vocal sau un mesaj de verificare pe telefonul vostru, trebuie să introduceți numărul de telefon, trimiteți, veți primi un cod și pur și simplu activați canalul. E un lucru extrem de ușor de făcut și în același timp cât se poate de util. După cum spuneam, vi se vor deschide alte funcții, ceea ce vă doriți cu adevărat. După ce aveți acest canal făcut, să zicem că ați încărcat un clip, după ce l-ați încărcat, ați adăugat titlul și descrierea, bineînțeles că trebuie să puneți un thumbnail. Vă recomand dimensiunea de 1920x1080, este o dimensiune care o folosesc majoritatea în acest moment pentru thumbnail-uri, este cât se poate de răspândiță, să zic așa, această dimensiune. Butonul pentru adăugarea acestui thumbnail este la partea de jos, se numește miniatură personalizată, ați dat click, ați încărcat de pe calculatorul vostru și ați dat save și cam asta e, s-a încărcat miniatura. Dacă, în schimb, aveți deja clipuri încărcate și vreți să le adăugați și la aceste thumbnail-uri, pur și simplu mergeți tot așa în studio de creație, videoclipuri, dați editează pe acel clip și mergeți în partea voastră dreaptă, apare aici miniatură personalizată, la fel, încărcați, salvați și cam asta este cu încărcarea thumbnail-ului. La final acestui clip aș vrea să întreb pe cei care postează și care pun thumbnail-ul pe clipurile lor, ce culoare au observat că atrage cele mai multe click-uri și ce culoare ajută, bineînțeles, videoclipul să aibă mai multe vizualizări. Dacă ați învățat ceva util, vă invit să vă abonați, dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități, să puneți întrebări legate de subiectul pe care tocmai l-am discutat, iar eu până data viitoare, vă urez excelent!